Ce e mai ușor să conduci? O echipă de muncitori în construcții sau niște muzicieni pe o scenă de concert? Fiecare echipă are particularitatea ei. Dar muzicienii sunt deosebiți. Ei fiind oameni de cultură, oameni de artă, oameni fiind, lucrând cu finesuri, e greu, e foarte greu. Muncitori au și ei. E greu să-i conduci pe ei. E greu. Amândouă sunt grele de condus. Nu, dar n-aș putea să spun că aș fi... Nu, n-aș fi corect. Pentru că eu m-am cam lăsat de chestia asta de vreo 20 de ani. Și regrete? Regrete că... Întotdeauna sunt regrete. Întotdeauna. Putea exista... Putea fi o carieră pe scenă? O carieră... Putea fi orice, putea fi, dar am ales varianta de... De ce? Business. Este simplu, de ce? E o chestie clară. Pentru că, din punct de vedere financiar, este altceva, iar satisfacția este și acolo. Există și în construcții. Cum ai ajuns la Românașul? În 1980 m-a dus Râmbur, o mică oboi mare, care cânta la acordeon la Românașul, era la liceu de muzică și mi-a spus, bă, vrei să vii cu oboiul să cânti? Am venit, mi-a plăcut și aici mi-am întemeiat familia. Mi-am cunoscut nevasta, m-am căsătorit și din acest motiv a fost unul de fapt dintre motive pentru care am venit. Al doilea este Nila. Spectacolul a fost greu de construit? Greu. Greu pentru că a fost foarte scurtă perioada de pregătire. 20 martie, 16 mai spectacol, 8 repetiții. Și prima repetiție și spectacolul în care am fost toți, a fost azi. În rest, niciodată nu am fost toți. Pe viitor, nu zic niciodată. Orchestră privată, niciodată orchestră... Am avut, m-am lăsat pentru că... Dar eu eram băieții, tot mă solicită să fac încă o trupă mică pentru a putea... Nu, să repetăm în fiecare săptămână odată la adevărata valoare, dar vedem, viața va spune și timpul. Deocamdată, acum luăm o pauză. S-a terminat criza în construcții? Nu. Atât încep în august. Încep un blog frumos, interesant, marele greceu de muzică. Dar până atunci, băieții, tot mă pistonează să refac o trupă și să vedem. Instrument? Nu mai fac. Nu, am terminat. Oboiul n-am mai pus mai, pentru că e un instrument foarte pretențios și nu necesită muncă multă și n-am lăsat. În familie cineva mai continuă? Nu, deloc. Nu. Chiar din contră. Din contră, nu. Dar a fost o mare plăcere să mă întâlnesc cu atâția oameni și chiar am luat ei. Va veni un moment în care am să regret perioada asta, pentru că a fost două luni care greu, dar am retenit anumite momente de acum 30 de ani, acum 20 și mi-a plăcut grozav. Există printre muzicieni o categorie de profesioniști care răspund cu plăcere oricărei convocări. Există printre profesioniști niște persoane care cântă cu plăcere sub mândria mărcii Românașul? Din ce în ce mai puțin. Da. Dacă trebuie să fiu realist. Da, din ce în ce mai puțin. Dar pentru cei care fac acest lucru, nu rămâne decât să-mi ridic pălăria și să le spun mulțumesc frumos. Și pentru restul, spun tot mulțumesc frumos, dar există acest lucru, dar din ce în ce mai puțin, pentru că arta, din păcate, trece prin stomac. Și... Artiștii sunt cum îți plătiți, în foame mare, e greu, foarte greu, foarte greu. Mai ales pentru ansamblele de amatori este cumplit, pentru că fonduri nu prea au, lumea nu prea pune preț pe chestia asta și atunci se lovesc de groază de inconveniente în a alcătui orchestră, dansuri de valoare. Așa, nu mai au motivația de odinioară. Îi spui, nu vreau să plec, nu știu, am turneu în Coreea. Și ce dacă? Eu am 3 luni. Nu le las. E simplu, răspunsul vine clar. Câștig 500 de euro. Îmi dai? Nu. La revedere, nu. Asta e o mare, mare problemă cu care se confruntă foști colegi de-ai mei. Felicitări. Mersi frumos. Mulțumesc și ție la